Lucrările de amenajare în zona de vest a orașului Călăraș sunt în plină desfășurare. Se lucrează intens la pista de biciclete, conform spuselor primarului municipiului Marius Dulce. Regenerarea spațiului urban din municipiul Călăraș prin amenajarea spațiilor verzi din zona de vest și a spațiului verde din zona de locuit Navrom este proiectul a cărui principală activitate constă în executarea lucrărilor de amenajare a spațiilor verzi din zona de vest și zona de locuit Navrom. Astfel se vor crea și amenaja 83.494 de metri pătrați de spațiu verde. Acum noi ne aflăm pe pista de biciclete, așa cum vedeți, deja am început să bordurăm, ne-am pregătit, deja dacă vedeți, am început și pregătirea de a introduce cablurile de înaltă tensiune în subsol, da, pentru că nu puteam să lăsăm copiii să se joace printre stâlpii mei care se văd în spatele meu. Vreau să vă spun că introducerea cablurilor în subteran deja costă suplimentar Primăria Călăraș peste 12 miliarde de lei, adică 1,2 milioane de lei. Această sumă a fost prevăzută în proiect? Nu a fost prevăzută în proiect, trebuia să fie prevăzută pentru că este lucrare complementară și conexă, așa cum am spus de fiecare dată, nu putem lăsa copiii să se joace pentru că va fi un parc de peste 8 hectare aici și nu putem lăsa copiii să se joace pentru acest stâlp imens și în care să înalțe un zmeu cu fibră carbonică și să ne trezim cu alte probleme. Da, am optat pentru această soluție pentru că este cea mai optimă și cea mai viabilă pentru a avea un parc frumos. Suntem cu proiectul avansat, la anul cu siguranță va fi terminat.